sunt foarte multe probleme cu care ne lovim în general și sunt probleme pe care încercăm să le ajustăm în măsura, bineînțeles, posibilităților și prerogativelor. Având și poziția la nivel național, ne confruntăm și văd că ne confruntăm cu probleme reale plecând de la, dacă vreți, deținătorii de statistici, deținătorii de baze de date care, deși sunt ai statului toți, nu corespund, nu există o corelație între aceste instituții. Acest lucru, bineînțeles, te pune la un moment dat în imposibilitatea să iei o decizie, să-ți faci o imagine despre ceea ce se dorește, de care sunt interesele și așa mai departe. Ne-am luptat în general cu probleme mai mult macro, dacă vreți. Dacă vorbim de cod fiscal, dacă vorbim de o lege a educației în care învățământul profesional dual să-și capete conturi pe modele deja consacrate în Europa. Știm și am văzut și plătim sondaje pe care noi ne vrem să ne implicăm direct în sondaje, preferăm să plătim sondaje cu terți, tocmai pentru a nu fi considerat subiectiv, și într-adevăr forța de muncă este o problemă în România și ne îndreptăm, și toți agenții economici au semnalat că ne îndreptăm către o criză majoră în acest sens. Ne-am ales niște tematici, nu pot să atingi tot. Ne-am ales niște tematici macro. Acest învățământ profesional dual, unde este necesar, mai ales pentru capitalul românesc, o formă de cluster, de asociere, ca să putem pe o anumită profesie să contribuim mai mulți la școlarizarea respectivului elev, pentru că vorbim de elevi de liceu. Ne-am implicat în ceea ce înseamnă cod fiscal, ne-am implicat în ceea ce înseamnă parteneriatul public-privat, care nu există și, din păcate, vedem că pe agenda Parlamentului sunt problematici din genul câți câini trebuie să fie la o stână și mai puțin de legea parteneriatului public-privat. Și nu întâmplător, și aș face o paranteză, să știți că n-am vrut să invit parlamentari la această manifestare, tocmai pentru că suntem la început de campanie electorală și nu vreau ca această frumoasă seară împreună a mediului de afaceri să fie cumva bulversată de prezența politicului. Categoric vom avea nevoie de politic când a ne susține punctele de vedere. Deci, în consecință, am vrut să ne implicăm în aceste aspecte și, nu în ultimul rând, diplomația economică. Diplomația economică care are și va trebui să aibă un rol fundamental. Dar, din păcate, și aici, aceste entități de stat, în ultimii 26-27 de ani, încearcă permanent să nu aibă această discuție directă cu privatul pentru a vedea necesarul de personal pe anumite zone geografice unde noi ne putem promova. Și spun acest lucru pentru că nu poți să faci abstracție de exportul României, nu poți să faci abstracție de faptul că am devenit o economie de subcontractori ai Uniunii Europene. 70% din exporturile României sunt către UE, 15% pentru țările europene non-UE. Și pe restul planetei însemnăm un 15% din export. Într-adevăr, poate celebrul LON, știu că mai sunt companii care au lucrat în confecție aici, LON-ul acum nu se mai numește ce se numea înainte Yves Saint Laurent, acum se numește Cousinet. Ce se numea Armani, acum se numește Arbor Ecotit. Ce se numea Gucci, acum este Culasse. Am trecut la un LON mai elaborat, mai tehnologizat. Dar tot LON este. Nu e și colegul meu, președintele Camerei de Comerț din Argeș și aici de față. Într-adevăr, în industria auto lucrează 200.000 de oameni. Piteștiul cu Craiova la un loc, angajând un total de 15.000 de oameni. Restul fiind pe orizontal. Dar, repet, am devenit o economie și
o economie de lon, de subcontractori. De aceea trebuie să avem curajul să ieșim. Să ieșim în zone geografice unde cândva și avem, vă spun cu sinceritate, avem o reputație foarte bună. Trebuie să aveți curajul să faceți asta. Toți trebuie să avem curajul să ieșim. Altfel vom primi câte o bucată din ceva. Niciodată, sau uitându-ne și cu obiectivitate la capitalul românesc, niciodată la o autostradă nu poți să-i bați făștreaba pe Giro, pe Astaldi, pe Valsi și așa mai departe. E caietul de sarcini european care îți impune să ai un portofoliu de lucrări pe care le-ai avut în decursul istoriei firmei, pe care e foarte greu pentru capitalul românesc să le dezvolt. Noi am ajuns cu niște cifre relativ modeste vis-a-vis de capitalul românesc, însemnând, uitându-ne la ceea ce înseamnă peste 10 milioane de euro cifre de afaceri. Unde, pe măsură ce crește cifra de afaceri, există un decalaj mare între capitalul străin și cel autohton. Nu trebuie nici să intrăm în paradigma politicienilor care văd că și-au luat ca temă blamarea totală a capitalului străin. Trebuie să vedem că lucrăm totuși și cred că sunt ultima persoană care poate fi acuzată că susține capitalul străin. Dar în același timp trebuie să fim obiectivi și trebuie să ne uităm și cum tratează capitalul străin, de exemplu, multinațional, la relația cu autoritatea. Vreau să vă spun că în toate multinaționalele există un director de public and governmental affairs. Există o armată de avocați și reprezentantul multinaționalei care ia legătura cu autoritatea publică locală sau centrală din România face repetiții ca la teatru notarat, împreună cu avocații. Și avocații spun, poate e bine să schimbi fraza asta, să nu te adresezi așa. De aceea nu fac greșeli. Noi avem câteodată impresia că le știm pe toate, că avem o experiență de viață, că ne pricepem și la politică, și la fotbal. Este domnul Marcel Lica aici, încercând să revigoreze clubul Faru. Și îl salut pentru prezență. Dar trebuie să fim obiectivi, trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Nu există legislație care să favorizeze un capital împotriva celuilalt. Se vorbește în spațiu public, nimic altceva. Într-adevăr, sunt discuții vis-a-vis de ce pot face autoritățile locale în acest sens. Facilități, celeritate la eliberarea unor documente. Asta este cu totul altă discuție. Fără oameni ca dumneavoastră, care știu să se bată și care poate, așa cum s-a spus mai devreme, își riscau familiile și bunurile pentru bunul mers al activității, noi astăzi n-am fi aici. Nu știu dacă putem să ne lăudăm că suntem în stare și dacă până acum v-am oferit tot ce aveați nevoie. Cred că mișorarea termenului de eliberare a unui aviz, a unei autorizații mai rapid când îți are buza ca în calitate de comerciant sau cum solicit la primărie sau la Consiliul Județean, când nu ți se atacă un document de către prefectură, sunt acte care noi, cei din administrație, ar trebui să ținem în cont în relația cu dumneavoastră. Nu de cele mai multe ori se întâmplă acest lucru. Ba din diverse lucruri, ba fără să vrem. Așa este domnul Raban, politicul câteodată își pune cuvântul și în sens negativ. Cred că ar trebui, la un moment dat, din acest an, să cam uităm de acest lucru și să vedem prin prisma, chiar dacă suntem politicieni, din prisma profesionistă în ceea ce privește relația cu dumneavoastră. Repet, eliberarea unor documente mult mai repede, o deschidere reală și totală față de dumneavoastră, cred că astăzi este sprijinul pe care putem noi, cei de la administrație, să vi-l oferim. Este, cred că, cel mai bun lucru, fără să facem statistici, fără să spunem că vom fi stare păpuită marea cu sare. Asta înseamnă deschidere. În ceea ce privește noua echipa Consiliului Județean, domnul președinte Coria, Duțuianu, domnul Leașu, Daniel, vicepreședintele și subsemnatul, avem un alt mod de abordare în ceea ce privește relația cu cetățeanul și cu dumneavoastră. Veți avea o deschidere în acest sens și vă promitem solemn că ceea ce v-am spus mai devreme se poate realiza. Nu vor mai fi licitații cu dedicație, va fi deschidere totală și lucrurile vor sta cu totul și cu totul altul. Încerc să obțin o promisiune din partea celor prezenți la masa administrației
că toți vom pune omorul pentru sprijinirea dumneavoastră și pentru a nu se numi doar aici top. Cât că de fapt ar trebui să urmească premiera societăților din județul Constanța. Cât că toți cei care sunteți prezenți, chiar și cu un singur angajat, sunteți contribuabili și noi, cei din administrație, existăm pentru acest lucru. Și trebuie să vă mulțumim. Vă mulțumesc mult, mult succes în continuare! În loc de mesaje de felicitare și de politețuri, aș prefera să vă spun ce înseamnă pentru mine un an, un an care a trecut de la ediția anterioară, cea de-a 22-a, până în acest moment, cea de-a 23-a ediție. Înseamnă, în primul rând, o întărire a parteneriatului cu Camera de Comerț. Faptul că anul trecut am intrat în acest parteneriat atât cu sprijinul domnului președinte, cât și cu sprijinul domnului Guvernaru, ne-a creat un cadru sănătos de dezbatere pe politicile de taxe și impozite locale, precum și pe structura bugetului cu care am venit în fața constanțenilor. În al doilea rând, așa cum spunea domnul Daraban, ne lovim de lipsa datelor eligibile, nu doar atunci când faci analize și topuri, ci atunci când te apuci și faci prognoze și strategii. Tocmai pentru a evita acest lucru, am apelat la Camera de Comerț și am realizat, cu sprijinul acesteia, un studiu al profilului economic al municipiului Constanța și al zonei sale de influență. Și vreau să-i mulțumesc domnului Juvenaru și colectivului care a lucrat la acest studiu, pentru că este un document ce stă la baza atât a strategiei integrate de dezvoltare urbană, proiectul Constanța 2.0, precum și a planului urbanistic general. Ce am mai realizat? În acest an de zile am realizat o serie de întâlniri extrem de fructuoase între agenți economici locali și agenți economici ce operează pe piața națională și internațională. Evident că, plecând de la aceste întâlniri, am ajuns la aceeași concluzie. Forța de muncă. Și dintr-o dată, față de anul trecut, vă pot spune că parteneriatul a fost lărgit. A fost lărgit cu mediul universitar și cu mediul de formare profesională. Pentru că, dacă nu stăm la aceeași masă și încercăm să suprapunem cât mai coerent cererea de forță de muncă și oferta de formare, la 24-a, la 25-a ediție, vom sublinia de fiecare dată această problemă. Tot de anul trecut până acum, constatăm că am avut cifre mai bune pentru turism. Tot de anul trecut până acum, constat că întâlnirile între reprezentanții camerei, municipalitate și, dintr-o dată, mai mulți actori economici importanți, nu doar pe piața locală, ci și pe piața națională, cum ar fi portul, încep să dea rezultate. Municipiul este partener într-un proiect Civitas Sportis, finanțat direct de Comisia Europeană, un proiect care ne forțează să lucrăm, cred că pentru prima dată împreună, Portul Constanța, Universitatea Ovidius, Municipalitatea, la o strategie coerentă de dezvoltare și de conlucrare. În acest parteneriat suntem cu Anver, cu Trieste, cu Aberdeen, cu Klaipeda. Iată că, dintr-o dată, încercăm să ne punem de acord noi porturile, poate nu cele mai mari, dar orașe-port, similare ca anvergură. Așa că, față de anul trecut, pe lângă numărul crescător de premianți, mai fac și o simplă constatare, fie domnul Sică va mări anul viitor sala, fie domnul Jucănanu probabil că va muta locația.